Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Audienței TV, din nou la mijlocul săptămânii, din nou în mijlocul problemei. Ioan Ștefu sunt eu și astăzi vom discuta din nou despre un subiect destul de sensibil, inepuizabil însă. Este vorba de acest flagel antisocial, așa cum îmi place mie să-l numesc, corupția. Și sunt ferm convins că vor curge din nou pe adresa redacției petițiile făcute de unii și de alții la CNA. Sunt ferm convins că cei fricoși se vor scutura din nou și vor intra în bârlog unde vor redacta fel de fel de anonime către CNA, blocând, încercând de fapt să blocheze activitatea atât televiziunii cât și să împovăreze Consiliul Național al audiovizualului. Eu personal nu mă sperii de așa ceva, nu mă sperii să vorbesc despre corupție, pentru că Media TV nu este o televiziune de garsonieră, o televiziune de cămară sau mai știu eu de ce alte văgăuni. Media TV este o televiziune serioasă care nu își propune doar de aici, de pe buze, să spună prin sloganuri că promovează, propovăduiește adevărul, și Media TV este o televiziune care abordează adevărul și îl dezbracă de toate acele nenorociri, mârșăvii și cum mai vreți dumneavoastră să le spuneți, care ne infectează mințile. Eu, Ion Ștefu, nu îmi închipui că acolo în spatele camerei se află o masă amorfă de oameni cu un anume retard mental, incapabil să gândească cu capul lor. Eu îmi închipui că acolo, în spatele camerei, în fotoliu, pe scaun, în pat sau de unde ne urmăriți, se află indivizi. Eu nu vorbesc maselor, eu mă adresez individului, eu mă adresez individualității. Eu mă adresez personalității, pentru că pentru mine personalitate nu este Victor Ponta, care și-a plagiat doctoratul. Nu-mi cereți dovezi, luați Google. Vedeți, pe Google sunt toate dovezile. Da? A fost certificat de către comisii specializate, l-a plagiat, știm cu toții, n-a demisionat, deși a promis, asta e alegerea dumnealui. Da? Pentru mine personalități nu sunt cei asupra cărora încă mai planează prezumția de nevinovăție, pentru că beneficiază de ea în virtutea legii. Nu sunt cei asupra cărora nu mai planează, pentru că sunt deja condamnați și sunt colegi cu Gigi Becali la Poarta Albă sau colegi cu alți corupți în penitenciarele din România, ăia condamnați. Da? Pentru mine nu ăia sunt personalitățile. Pentru mine personalitățile sunteți voi, cei de acasă. Oamenii simpli care se duc și îngroașă cozile la impozite și taxe, să-și plătească conștiincioși taxele și impozitele. Pentru mine personalități sunteți voi, aceia care știți ce înseamnă suta de lei. Niște oameni acolo și ei care știu dureros ce e suta de lei, spunea Păunescu. Voi sunteți personalitățile mele. Voi, aceia care munciți conștiincios și duceți țara asta în cârcă. Duceți pianul ca să cânte la el niște pianiști cu degetele rupte. Asta sunt cei care ne conduc. Asta sunt. Flagelul corupției, și se vede. Probabil n-am fi făcut-o noi dacă n-am fi avut directive internaționale, dar le avem. Da? Și trebuie să-i băgăm la zdup pe românește. Trebuie să-i trimitem unde le e locul, pentru că dacă eu încalc legea, muritorul de rând, Ion Ștefu, cetățeanul de rând, eu sunt pedepsit. Pentru alții însă legea e undeva așa, sub tălpile lor. De ce? Unde este echitatea socială? Și despre toate acestea voi vorbi alături de domnul Paul Iurea, l-ați mai cunoscut, a mai venit aici la noi, jurnalist de investigații pentru trustul de presă caplimpede.ro, și se va alătura pe parcursul emisiunii, în partea a doua, domnul avocat Dumitru Bădrăgan, fondatorul Partidului România Unită, un partid de care n-ați auzit probabil mulți dintre dumneavoastră, dar de care este foarte posibil să auziți mai departe. Bine ați venit alături de noi, domnule Iurea. Bine v-am regăsit, domnule Ștefu, și salut demersul jurnalistic început acum ceva timp de investigare și de punere la zid practică a ceea ce se întâmplă în România. Sunt subiecte de interes național, interese pe care trebuie să le dezbatem.
Iar cei care v-au făcut acele note informative, eu le-aș numi, pentru că așa arată, din chiar am intrat în posesia documentului CNA acelei anonime, cum se proceda în perioada comunistă, tot ce s-a vorbit în emisiunea trecută este public. Și am dezvoltat, pe lângă asta am dezvoltat, sunt dovezi, sunt studii științifice, referindu-ne la fracturarea hidraulică, că despre ea vorbeam, referindu-ne la ceea ce înseamnă apa. Apa este sfântă. Cum poți tu, cetățean, să dai note informative la CNA și să spui ce dovezi are domnul că ni se otrăvește apa? Nici cei care dețin această tehnologie, referindu-ne la gazele de șist, tehnologie nouă pe care se numește fracturare hidraulică, nici guvernanții nu au un studiu sau nu au comandat un studiu sau să-i oblige pe acești investitori, așa zici, investitori străini, de fapt acești hrăpăreți care vin să ne sugă de resursele naturale pe care le avem, nu au un studiu de impact, asupra mediului. E, și atunci eu, cetățean, pentru că și noi jurnaliștii suntem cetățeni și toată populația țării, toți cetățenii acestei țări se supun curții constituționale până, deci Constituția României primează. Toți se bat pe, revenind la corupție, toți se bat pe cine punem la Curtea Constituțională. Spun un neadevăr, data trecută chiar am fost criticat și s-a sesizat la CNA că de ce l-am acuzat pe Toni Greblă că este infractor. Păi reiese din raportul DNA-ului că Toni Greblă, acel domn care îmi spune mie dacă o lege sau o nedreptate este sau nu constituțională, are legături cu lumea interlopă, cu oamenii din retrocedări. Cu anumite interese a încălcat un embargo către Rusia. Nu poți să încalci un embargo către o țară străină decât dacă tu ești colaborator cu anumiți oameni din structurile de informații ale statului respectiv. Absolut, mi se pare josnic, nu știu cine se ocupă, înseamnă că aveți o televiziune serioasă, o televiziune care a avut numai emisiuni adevărate, iar unii sunt foarte, foarte afectați de faptul că dumneavoastră spuneți adevărul. Spuneți adevărul. Oricum, CNA-ul știe prea Eu am bine încredere că, în această instituție, că va face lumină și va vedea exact care este situația. În schimb, ceea ce trebuie punctat dincolo de această, de acest no fear, să-i spunem, de această lipsă de teamă pe care o avem, eu cred că ăsta este un comportament normal pe care trebuie să-l aibă un cetățean responsabil. Nu, mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul. Apărarea sărăciei, a nevoilor și a țării, că dacă vorbim de sărăcie, vorbim de o sărăcie națională, de o avuție națională, este nu un drept constituțional, e o obligație. Ci o obligație exact. Cetățenească. Exact. Noi avem și drepturi, avem și libertăți, dar avem și obligații. Ăsta este sloganul acestei emisiuni, domnule. Obligația cetățeanului. Obligațiile fundamentale. Acelor care mai fac presă în România și, încă o dată, mulțumesc postului de televiziune că oferă posibilitatea adevărului, nu unui individ, unui jurnalist anume, să fie rostit la dumneavoastră, este un lucru extraordinar. Când toată media românească, marea majoritate a mediei românești, este cea a politicului, adică a acestui politic corupt. După cum vedem, toți au încrengături. Și stânga și dreapta. De fapt, nici nu există stânga sau dreapta. Din 4 în 4 ani ne mint, ei câștigă pe niște contracte de la o guvernare la alta, sunt prieteni de afaceri, banul nu are culoare politică. Și vedeți arestările. Suntem în februarie 2015, sunt arestări, le așteptăm cu mare drag, nu vrem să se oprească, vrem această operațiune pentru România de mâini manipulate să continue până redresăm societatea. Sperăm să aibă efect. Pentru că acum 30 de ani în Italia, când procurorii de acolo au dat o lovitură Scoadra și au destructurat oarecum mafia
nu că n-au desființat-o, să nu credeți. Au arătat că se poate noi în primul rând. Noi sperăm să nu se oprească, iar cetățeanul trebuie să cunoască drepturile, obligațiile și libertățile constituționale, pentru că de aia suntem cetățeni. Dreptul la liberă exprimare este garantat de Constituție. Iar faptul că și la ora actuală avem copii de foști informatori ai securității care dau note informative către CNA fără să știe să citească bine, Constituția României. Bine, nu putem României să certificăm acest aspect, dar în orice caz se întâmplă următorul lucru. Sunt sigur de asta. Acea anonimă pe care dumneavoastră, postul de televiziune al dumneavoastră, l-a primit la CNA, este identică cu notele informative. Exact ca în perioada comunistă. Din păcate, CNA-ul este o instituție serioasă, încet, încet ea funcționează așa cum trebuie și... Eu sunt ferm convins că nu se vor... E și greu în momentul în care discutăm despre subiecte ultra discutate, ultra epuizate. Epuizate, sigur. Deși e paradoxal, e inepuizabil subiectul acesta al corupției într-un 2015 românesc. Eu spun că a început în forță. Spuneam în acea ediție de care amintiți dumneavoastră că DNA-ul funcționează, spuneam undeva cam la 10% din capacitate. Păi da, de ce am spus asta? Pentru că volumul de corupți, lotul de corupți este... Păi gândiți-vă dumneavoastră că fiecare procuror de la Direcția Națională Anticorupție are 80 de dosare deci de instrumentat. Puțin. Vă sunt dați puțin. Seama cât volum de muncă? De-aia poate mai angajăm niște specialiști acolo. Că instituțiile astea trebuie să fie puternice. Bine, în primul rând, cetățeni, ceea ce această implicare a societății, de fapt această lipsă de implicare a societății este aspectul care mă intrigă și mă și neliniștește în același timp. Am fost acuzați la un punct că atentăm prin demersul nostru la siguranța națională, din contră, o conservăm. Asta e siguranța națională. Un stat sigur și stabil este un stat nu de oameni săraci, pentru că ei sunt instabili. Este un stat de oameni care nu spun, hai dă-o dracu că nu-i chiar atât de rău. Și am încheiat citatul. Nu, sunt oamenii care spun, mamă ce bine e. Ăia sunt oamenii care formează o populație stabilă. Suedia, Norvegia, Finlanda sunt o groază. Sunt o groază de exemple. Astea sunt statele stabile. Nu un stat cu societăți, cu pături sociale foarte discrepante. Vezi, Ucraina. Iată ce se întâmplă acolo. Da, avem o societate de tip oligarhic pe marele calapod rusesc, unde o mână de oameni are puterea și restul trag jugul. Același lucru. Și iată ce se întâmplă. Același lucru se întâmplă și la noi. Economia românească a funcționat în ultimii 25 de ani doar din împrumuturi și din vânzarea țării, din terminarea și distrugerea economiei pe care... Factorului producție. Da. Nu mai producem. În afară de Dacia, de mașini, nu știu dacă producem, la scară ultra-industrială, ceva. Pentru că toate combinatele sunt pe chituci și am văzut o groază de documentare, de demersuri jurnalistice în acest sens. Și sunt televiziuni mari care au făcut asta din România, televiziuni centrale. Adică nu puteți să veniți niciunul dintre dumneavoastră, domnilor și doamnelor, cetățeni responsabili, să spuneți, știți, Media TV atentează la siguranța națională, în condiții în care demersul jurnalistic este unul de a conserva valorile și patrimoniul și potențialul economic al României. Nu se poate, mie mi se pare halucinant, mi se pare un demers haotic, așa, ca o muscă fără cap. Dar să depășim și să ne întoarcem la ceea ce spuneam, această... Eu cred că mai mult e important, pentru că dumneavoastră primiți sesizări, către sesizări, așa zise, anonime, pentru că ar trebui acționați în judecată, pentru că puteți să demonstrați că acea emisiune a avut numai adevăr, că a avut un impact. Oamenii văd, cine și... are ochi să vadă și urechi să audă, va căuta. Și noi vorbim despre adevăr și... Asta e un lucru tocmai de aceea am foarte și ales sănătos și bun pentru bunul mers al evident, democrației și al unui stat de drept, că așa funcționează statul de drept. Cu transparența informațională,
Nu trebuie să aflăm din alte surse ce face Ghiță, familia lui Ponta, Băsescu, Elena Udrea și alții din această gașcă mare care se numește la ora actuală clasa domnul politică. Domnul Ira, să nu uităm un aspect. Presa, apariția presei, acestei mass media, după cum spuneam, nu o comunicare a unuia de pe scaun de aici, din fața camerei, cu o masă amorfă, da? Cu o masă fără viziune. Nu. Mass media este o comunicare, o transmitere a unui mesaj către ceea ce înseamnă acea mulțime de indivizi. Bun. Presa a fost gândită ca un câine de pază pentru societate. Pentru societate, pentru acele puteri din stat care au tendința să devină haotice. Presa trebuie să fie zăbala din gura statului, de care poporul trage și își duce nația mai departe. Asta este presa adevărată, din punctul meu de vedere, și mi-l asum, în fața oricărei instanțe civile sau de orice natură doriți. Asta este presa adevărată, presa care nu spune prin gura ei cuvântul unuia care vine și pune 100.000 de euro pe masă. Nu avem nevoie de bani. Vom crește altfel. FC Barcelona e susținută de suporteri. Oamenii susțin club. Sigur, telespectatorii sunt cei mai importanți și telespectatorii eu sunt cetățeni. Eu nu pot să-i mint pe oameni, păi domnul Iurea. Nu putem să-i mințim. Oamenii, și nimeni din colegii mei, nici colegii de la știri, nici nu putem, nu fac acum o apologie a acestui subiect. Cred că deja i-am dat prea multă importanță, dar ca și demers jurnalistic trebuie să se înțeleagă. Discutăm despre lucruri publice. Corupția nu e o chestiune secretă în România. Există, n-a inventat-o Ștefu, n-a inventat-o Iurea, n-a inventat-o nimeni. Ea există. A inventat-o Imperiul Otoman cu Peșcheșul. Acolo s-a născut corupția. Corupția e din perioada biblică, probabil, când Mântuitorul Iisus a fost vândut, da? Și atunci mai vorbim. Nu mai vorbim. Dar corupția e de când de lumea. Tipul acesta, de ca la podul ăsta, aici mă refeream. În ziua de astăzi, corupția are dimensiuni apocaliptice. Apocaliptice, pentru că atunci când nu avem spitale, nu avem educație, tineretul este din ce în ce mai slab pregătit, când cultura nu mai are valoare, când adevărul pe care niște jurnaliști îl spun public deranjează, gașca se sparge în schimb, se sparge un lucru bun. Gașca se sparge, noi trebuie să veghem și când se va sparge această gașcă infracțională, să nu mai lăsăm să se adune din nou. Bine, noi toți, presa nu, și noi oameni. Presa, noi cetățeni, vorbesc în numele cetățenilor responsabili, pentru că mai sunt și cetățenii responsabili sau cetățeni care au fost obișnuiți de la comuniști, da? De atunci tocmai ni se trage cu micile golăneli. Îmi bag copilul într-un loc de muncă, el nefiind pregătit pentru acel post. De-aia nu funcționează nici societatea. Instituțiile sunt pline de oameni incapabili, puși pe niște posturi, prin nepotisme, prin cumătrii. Meritocrația asta mai există, domnule Iure? Eu nu știu ce să spun. Meritocrația ar fi bună, dar... Adică e un concept pe care încă îl mai avem? Întreb. Nu știu dacă a fost vreodată. Hai să luăm ca etalon perioada de după 89. Hai să spunem Revoluție, ca să nu mai fim acuzați de așa. Deci după Revoluția din 89, am avut de-a face cu o societate bazată pe meritocrație? În 1989, la momentul ăla, funcționa meritocrația, dar și industria nu prea funcționa, nu era prea... Era doar o bulă din asta, erau niște date umflate ale aparatului de partid comunist. Industria nu era tocmai foarte bine pusă la punct. Am avut un vârf de export, o relații bune cu lumea arabă. Vedem aici, avem portul Constanța, la Mangalia mai avem un port. Funcționa industria
Și aveam specialiști. În schimb, aveam specialiști. Erau oamenii mult mai bine pregătiți, cu siguranță. Dar după Revoluție, odată cu momentul 1989-90, oportuniști au avut de... Aici vreau să ajung. Haideți să radiografiem un pic această perioadă ca să se înțeleagă faptul că nu vorbim vorbe. Deci ce s-a întâmplat după 1989? Unde au dispărut acei specialiști? De ce n-am mai fost capabili să facem alții? Pentru că un sistem pe care l-am considerat nociv în 90, da, ne-a demonstrat că a putut să creeze niște specialiști. Știți, atunci, după Revoluție, aveam 16 ani. Chiar am participat și sunt scris într-o carte la Revoluție. Nu am cerut niciun drept, eram copil. Copiii au făcut Revoluția, să știți, că dacă vă duceți în cimitirul eroilor Revoluției din 89, veți vedea că media de vârstă este undeva la 20, 30 și ceva de ani. Asta e media de vârstă, găsim și copii. Că atunci a fost o mare crimă pentru care un domn care mai trăiește n-a răspuns încă. Trebuie să răspundă. Pentru ce s-a întâmplat din 22-23, da? Că au murit foarte mulți oameni, au murit mai mulți în 22, după plecarea lui Ceaușescu. După 21, 22, 23 au început să moară până pe 25, tot s-a tras. De ce? Cine e responsabil pentru acele crime? Cine e responsabil pentru mineriadele din 90? Când tovarășul Ilici, al nostru, Ion Iliescu, mulțumea minerilor pentru că au făcut curățenie în piața universității. S-a redeschis dosarul mineriadelor. Sper să-l prindem încă în viață și să răspundă. Pentru că așa cum s-a bătut tam-tam pe Vișinescu, care are torționarul comunist, da, așa vrem și acum. Vrem o pedeapsă, pentru că trebuie să răspundă cineva. Cineva este vinovat. Bine, nu știu ce s-a sperat. Chiar nu știu ce s-a sperat. Și a fost un curent până undeva prin 95, cred 96, de vâlvă puternică pe tema aceasta a Revoluției din 89, după care încet, încet gunoiul s-a băgat ușor, ușor sub preș, s-a încercat uitarea și doar comemorarea așa an de an în perioada sărbătorilor de Crăciun a acelor evenimente, dar într-un mod foarte silențios, pe vibrații. Subit se redeschide dosarul mineriadelor, probabil se va redeschide și dosarul Revoluției, dar totuși, iată, asistăm la 25 de ani de pasivitate socială, pentru că asta mă doare la societatea românească din zilele noastre, pasivitatea în fața acestui flagel, acestui cancer social, corupția. De ce să fii corupt când poți să-ți faci treaba liniștit, să-ți primești salariul care oricum este dodoloț, și să nu urmărești să furi cu ambele mâini până dincolo de cot. Măcar să fie opritorul, cum spuneau, era teoria aia în vremea comunistă. Vedeți că aici greșim noi. Nu trebuie să fure, Dumnezeu. Normalitatea înseamnă atunci când ești un om cinstit și ai coloană vertebrală și ești moral și îți iubești țara. Oamenii ăștia nu-și iubesc țara. În primul rând trebuie să-ți iubești aproapele. Sunt noțiuni de umanitate. Păi, simple. Cât timp avem problema gazului de șist, cât timp sunt studii care arată că rezervele convenționale s-au cam epuizat de ceva vreme încoace. De ce, întreb, apar sau cărui fapt datorăm apariția subită a acestor noi și noi rezerve de gaz convențional. Eu unul nu cred în chestia asta și îmi asum această suspiciune, nu cred. Deci, la nivelul tehnologic, poți să spui că hocus pocus a mai ieșit o rezervă de gaz la suprafață. De unde? Îi acuzam pe politicieni de lobism. Da, fac lobby. Lucrurile astea s-au văzut de la, nu știu, un caz. La un exemplu, politicienii noștri pleacă europarlamentari să ne reprezinte țara în parlamentul care conduce această uniune și acolo ați văzut o faptă de corupție în care Adrian Severin, fostul ministru de externe și europarlamentar,
încerca să ia niște bani de la niște jurnaliști sub acoperire, care știau că, mai ales europarlamentarii din estul Uniunii Europene, fac lobby, pentru că resursele sunt aici, la noi, în est. Avem conflictul acum în Ucraina și acolo băieții se bat pe resurse, își împart teritoriile. Bazinul Donului, știm ce e acolo. Știm că acolo, în zona Donețcului, sunt mari rezerve de cărbune, de minereuri, gaz de șist, pentru că s-a anunțat deja că Ucraina deține în sud gaz de șist foarte mult. Nu știu dacă e gaz de șist, eu am o rezervă. O să mai vorbim despre subiectul ăsta. Curând, în scurt timp, un prieten de-al meu de la Sibiu, un domn foarte, foarte bine informat, pune la punct un studiu, o carte cu studii adunate din toată lumea, referitor la gazul de șist. Noi credem că și din investigații nu interesează gazul de șist, nu interesează foarte mult, pentru că tehnologia este nouă, este și foarte costisitoare. Gazul de șist vine ca bonus, pentru că atunci când ajungi la 3.000-5.000 de metri adâncime, avem și alte metale, avem și alte... E greu să ajungi acolo în rocă, dar cele două mari puteri, Statele Unite și Rusia, dețin această tehnologie. Ei de acolo pot scoate altceva. Tot minereul, toată roca pe care o sondă o scoate la o fracturare sau la mai multe fracturări hidraulice, îi revine conform legii minelor din România, revine acea rocă, îi revine societății respective. Gazul de șist nici nu poate fi folosit casnic, pentru că atunci când aduci gaz din porozitățile șistului bituminos, le aduci și cu metalele rare, otrăvitoare. Ai dat drumul la aragaz, ai căzut lângă aragaz. Cam așa stă treaba. Gazul de șist nu aduce independență energetică. Iar în Statele Unite ale Americii, gazul de șist, unde fracturează hidraulic în deșert, acolo unde nu trăiesc oameni și unde nu au apă, rezerve imense de apă subterane, gazul de șist este transformat în energie electrică. Deci ce facem? Ne întoarcem în urmă? Ne întoarcem la hidrocarburi? Noi trebuie să evoluăm. Hidrocarburile sunt pe sfârșite. Vedeți, prețul benzinei este foarte mare, a motorinei. Se regăsesc prețurile în alimente. Noi trebuie să trecem la energiile verzi. Mașinile electrice, tractoarele electrice, care nu sunt poluante. Iar noi, ca stat, România, avem independență energetică, avem râuri, avem tot ce ne trebuie, avem mare, avem vânt. Haideți să înțelegem aici. Care este miza? Pentru că observ că este o miză internațională deja de exploatarea acestor resurse. Pentru că dacă urmăresc firul logic pe ceea ce ați spus dumneavoastră, nu gazul de șist e miza. Ce urmăresc? Știm că în România și în Afganistan se găsesc în singure două state care dețin rezerve Montană, de wolfram. La Roșia Montană, încă de pe vremea dacilor, după ce au venit romanii, acel aur se scotea cu metodele clasice. Acum metoda mai ieftină este cianura. Dar noi putem, există tehnologii în care nu trebuie neapărat să folosești cianura. Ceea ce știm cu siguranță faptul că România, în zona Roșia Montană, deține cea mai mare rezervă de wolfram din Europa, iar la nivel mondial, după Afganistan, suntem a doua țară cu rezerve imense de wolfram. Și vorbim de Afganistanul, în graniță cu partea de Afganistan, din estul Afganistanului, în graniță în munții din Cașmirului, în zona graniței cu Pakistanul. Vorbim și de alte metale, că specialiștii în urma studiilor, dar ceea ce am aflat este că doar wolframul se poate separa de restul minereului prin cianură. M-ați înțeles? Bun. Cam așa stă treaba. Care ar Legislația este foarte proastă.
Legislația noastră este foarte proastă, este făcută tot de acești băieți care acum îngroașă rândurile pe la pușcăriile țării, iar mulți îi vedem că își fac mutație. Trebuie să investigăm și problema Poarta Albă, pentru că toți își fac mutație pe județul Constanța. De ce? Au mai multe condiții? Da, este o chestiune interesantă despre care nu aș vrea să discutăm acum pentru că nu este dispunem deocamdată de date. Dar eu alături este de, un trend în orice de caz de a veni. Vom din București și împreună cu Oreste Teodorescu vom deschide cutia Pandorei pentru că acești oameni ceva nu e în regulă. De ce toți vor aici? Dar de ce toți vor aici? Arestul la domiciliu? Nu înțeleg. Bine, problema arestului la domiciliu când este o chestiune procedurală. Va veni în, sigur, ne va da mult mai multe. Domnul avocat Bădrăgan, îl așteptăm, acum este pe drum, vine de la București. Vom vorbi pe partea legislativă să vedem ce putem să facem pentru țara noastră românească, să confiscăm furăciunea pe care acești politicieni de 25 de ani, ei și familiile lor, au făcut-o împotriva poporului ăstuia sărăcit. Vorbeați de discrepanțe mari de nivel social. Da, suntem exact ca în Africa. 5% dețin toți banii, iar restul suntem săraci. Foarte săraci, nu există clasă suntem de mediu. Suntem lefegi, să spunem. Suntem oameni suntem, care trăiesc de la salariu la salariu. Suntem marea care... majoritate a românilor, masa de manevră, și votanții sunt asistați social. Nu se poate așa ceva. Vrei să-i dai pensionarului ulei, pui, făină? Este rușinos. Mărește-i, dă-i banii să-și cumpere el, să se regăsească acei bani, nu la cozile pe care le vedem în toată țara. Bine, mai discutam despre acest aspect, este foarte umilitor. Nu. Foarte umilitor pentru acei pensionari care până la urmă au muncit pentru statul român. Sunt banii de la bugetul local, nu sunt banii primarului X sau Y. Sunt banii oamenilor, din taxe și impozite. De acolo sunt banii. Bine, privit din alt punct de vedere, e posibil să... Dumneavoastră erați mic, dar eu mi-aduc aminte că imediat după Revoluție începuse să vină ajutoare din Europa. Veneau ajutoare de la Comisia Europeană, pentru că eram săraci. După 25 de ani, populația României primește ajutoare care constau în mălai, orez, făină, ulei și conserve. Câteva conserve de cea mai proastă calitate. E rușinos, e umilitor în fața poporului ăstuia. Nu se poate așa ceva. După 25 de ani, care Uniunea Europeană? În ce lume trăim? Noi suntem marginea, nu a Uniunii Europene, capătul lumii suntem. Suntem țară de lumea cred treia. Că ar trebui să privim problema mai chiar mult atât de negru, datorii să știți. Foarte mari. Nu, dar eu cred că odată curățarea clasei politice... Vom vedea până la urmă și de ce atâtea împrumuturi Introducerea nu ne trebuie legea lustrației. Lustrației clasei politice. Confiscarea extinsă a averilor ilicite. Vorbim de a extins ce înseamnă până la a patra speță din familie. Trebuie să li se ia la puricat averile. Pentru că cei care au avut friele banilor și-au pus averile pe numele apropiaților, chiar și afinilor. Cum se zice? Afinilor. Da, corect. Trebuie să luăm banii bine, vedem înapoi, ce se întâmplă acum să-i aducem înapoi la noi. Premierului. Să-i aducem la noi înapoi banii ăștia, iar băieții ăștia trebuie să răspundă grav. Pentru că în 25 de ani știți au ce este murit ciudat oameni, pentru au murit mine. Bătrânii în România și nimeni nu răspunde. Fără medicamente. Au murit copii de foame. Au îmbolnăvit poporul român. Prin înfometare, pentru că noi mâncăm foarte prost.
Vă uitați dumneavoastră la, da, la multinaționale, la marile marketuri care ne-au invadat și au distrus micii comercianți. Au distrus țăranii, nu mai au unde să-și vândă marfa. Se bat oamenii pe pui, pe toate plasticurile colorate. Gândiți-vă ce înseamnă asta pentru micul întreprinzător. Acea alimentară de cartier aproape mai rezistă. Din 10 a mai rămas una sau două. Nu se poate. Banii pleacă afară. Cumpărăm marfă. Revin, că e o problemă care mă doare, mă afectează. În loc să cumpărăm de la țăranul român ca să-l facem să aibă mai mult anul viitor, să se mai ducă tineri la țară să muncească pământul, să nu-și vândă pământul. Noi trebuie să cumpărăm chimicale. Bine, e o chestiune asta cu comasarea terenurilor, cu vânzarea terenurilor. Suntem țara care am acceptat cele mai multe euri în alimentație din Uniunea Europeană. Da. De ce să nu ne întoarcem la valorile? România e o țară agrară. Cu un mare potențialul. Da. Dar, din păcate, foarte mult teren a fost deja vândut. Din păcate. Bun, eu cred că aici ar trebui tras de sfoară înapoi și văzut care este punctul princeps de unde a început corupția, pentru că s-au văzut și din stenogramele convorbirilor publicate de DNA că oamenii ăștia chiar nu doar că trăgeau sforile, dar chiar făceau și jocurile. Să te joci cu destinul. Adică i-aș întreba pe telespectator simplu. Cum vă simțiți atunci când mergeți într-o instituție publică să vă cereți un drept legitim, da, și funcționarul, probabil nu din voința lui, presat la rândul lui de un alt funcționar de rang înalt, care la rândul lui este presat de un granguri de genul acesta, vă tratează cu revenire și mai mult, într-un final, rămâneți cu ochii în soare. Cum v-ați simți? Cum vă simțiți când v-ați dus să vă cereți averile strămoșilor care au muncit să vă lase ceva în urmă? Da? Și oamenii ăștia au zis pas. Nu-l găsim, doamne, la arhivă. O groază de situații au fost. Nu-l găsim. Cine-i? În schimb vine un șmecher din gașca lor. Da? Și spune, doamne, rezolv eu, dați-mi drepturile litigioase. Adică tu ai o avere de retrocedat, de primit, de la străbunii tăi de 100 de hectare, care valorează 1 miliard de lei, dau exemplu, iar el vine și îți dă doar 100 de mii de lei, adică 10% din valoarea mare. Un șmecheraș care zice, lasă că rezolv eu. Vă dați seama câtă corupție și la arhivele statului și prin primării, pe la fondul funciar. Bine, sunt probleme mari și cred că acest dosar al retrocedărilor ar trebui să meargă, din punctul meu de vedere, un pic pe repede înainte, pentru că... Cred că acolo la retrocedări, dacă s-ar face puțină ordine la, se la primăria comunelor, nu, vom avea multe de aflat. Bine, totul a plecat de la comisiile locale, să am lucru cer. Da. Și totul a plecat de acolo, din teren, din câmp. Din câmp, în Cărdășie, e o mafie generalizată. E o mafie generalizată. Cad capurile. Bun, și ce facem cu liniile, cu eșaloanele inferioare? Că practic, dacă ar cădea căpățâna, da, nu? Dar vedeți că se cam, nici n-ajung la cap de multe ori. Eu cred că sistemul se prăbușește. Trebuie să fim, în schimb, foarte atenți. Cine va veni să preia puterea. Probabil în 2016 nu vom mai avea 600 de parlamentari, ci vom avea 300. Atunci va fi o luptă interesantă. Cei lăsați pe din afară își vor inventa fel de fel de partide. Mai mici, încearcă să ia un electorat nemulțumit, să-l acapareze pe cel naționalist care nu se regăsește sau pe cel ecologist care nu se regăsește. M-ați înțeles? Trebuie să fim noi, cetățenii, foarte atenți. Foarte atenți. Iar pragul electoral pentru o democrație reală în România trebuie scăzut la 1%. Orice grup de oameni trebuie să aibă reprezentant. Pentru că ideile sunt multe, nu sunt doar
până în 5%. Bine, s-a demonstrat că partidele Mamut în zona Balcanilor nu prea rezistă. Adică nu sunt de bun augur pentru stat. Pentru stat, pentru populație, pentru popor. Partidele Mamut în general duc la aceste societăți de tip oligarhic, aceste forme de organizare de tip oligarhic. Vreau să... Ce obțin în zona Balcanilor aici la noi? Cetățenii. Și vreau să înțeleagă că noi facem și politică. Noi trebuie să facem și politica. Păi omul este noi un animal să... politic. N-am spus-o, eu am spus-o în antichitate. Alții mai deștepți ca mine. Noi trebuie să ne implicăm, dar să fim foarte atenți. Să nu mai fim așa creduli. Și să cerem totuși, dacă cineva, vreun politician sau societatea civilă, dorește o schimbare, vrem articol în codul penal pentru promisiunile politice, electorale. Vreau să fie... Aici este un pic mai greu și cred că... Este greu. Este un pic mai greu. Vin politicienii, domnilor, și vă mint din 4 în 4 ani, și nu mai recunosc după aceea. A doua zi, după ce trec alegerile, nu mai recunosc absolut nimic. Li s-a șters memoria. A uitat absolut tot, dar nimeni nu răspunde penal pentru minciună. Pentru că asta intră la o faptă care o avem în codul penal. Se numește escrocherie. Escrocherie. Înșelăciune prezentată. Înșelăciune. Mai multe. Cum poți tu, politician, care... să vii să mă minți pe mine, alegător? Și eu să am încredere în tine. Să am încredere în tine. Și tu să nu te ții de cuvânt. Nu vorbim acum de cazurile astea. Prieteni, finu, că pe aia angajează. Dar marea masă de oameni care trăiesc în aceeași sărăcie și sunt manipulați. Știți dumneavoastră de cine? De șefii de... nu știu, de președintele de bloc, ei se duc până jos acolo, până la pensionarul ăla comunist așa, care stă și toată ziua manipulează alți bătrâni să voteze pe unul și pe altul. Bine, aici adică sunt politică de clase sociale vulnerabile din punctul meu de vedere sociale, și probabil vulnerabilizate și de sistemul în care au trăit, după revoluție, o rânduire socială. Știți ce era, domnul Ștefu, după revoluție era băutura foarte ieftină în România. Foarte ieftină băutura. Iată. Și vedem acum în Est, Marele Urs a ieftinit iar băutura. E o modalitate. Pentru că au embargo. Da, e o modalitate de a ține sub control masele de oameni. Sunt foarte mulți oameni în România care au probleme cu alcoolul. Din păcate. Pentru că asta înseamnă sărăcie. Asta înseamnă sărăcie. Da, înseamnă și... Sărăcie și... Păi, când vorbim de vulnerabilizarea... Sărăcie, când vorbim de sărăcie, vorbim și de educație. Pentru că atunci când ești sărac, nu mai ești educat. Nu mai poți educa tu pe alții. Nu mai poți. Sistemul este la pământ. Avem, bine, a fost și o deculturalizare. Avem cei mai mulți analfabeți din Uniunea Europeană. Păi, iată, demersurile acestea de... Cred că asta s-a întâmplat în ultimii 15 ani. Păi, cei mai mulți cine mai propovăduiește cultură? Se poate așa ceva. Întreb. Cine mai propovăduiește cultură? Mi-aduc aminte că jurnalistul Marius Tuca a avut o replică celebră într-un spot publicitar, citește. Cât l-au ascultat? Da, citește o carte. Sunt și tineri responsabili. Nu contest, da. Mă bucur să văd. Iată că statisticile, cifrele alea reci spun altceva. Din păcate, cei care sunt foarte inteligenți și avem copii inteligenți, pleacă spre bine și scăpăm. Iar banul îi face și pe acești copii, din păcate, să lucreze în străinătate pentru aceleași multinaționale care au un interes la noi în țară. Pentru că acele capacități, acele inteligențe românești care pleacă în străinătate se reîntorc în România sub o altă formă, ca și câine de atac al corporațiilor respective. Bine, după ce îl și spală pe creier, probabil. După ce îl spală, după ce... Bun, hai să ne concentrăm un pic... pe ceea ce înseamnă corupția în domeniul economic și industrial. Să deschidem acest subiect pentru că oricum vine pauza de publicitate peste noi în câteva minute.
Haideți să vedem în linii mari, creionând, și vom beneficia și de prezența domnului avocat Dumitru Bădrăgan după pauză, unde vom putea desface și diseca această problemă și din punct de vedere juridic. Ce înseamnă în fond sau cum se manifestă, care sunt formele de manifestare ale corupției în acest domeniu vast despre care vorbim, economic și industrial, pentru că dacă mai avem industrie de vreun fel, și cred că ar mai fi câteva ramuri care funcționează. Da. Care este modalitatea de manifestare a corupției în această zonă? Să pornim de la faptul că industria noastră este la pământ, de fapt, nu? Plecăm de aici. Spunem de industrializare. Eu știu, mai avem industrializare? Nu prea mai avem. Nu e a noastră, ce avem nu mai e a nostru. Ați dat un exemplu despre Dacia, că mai funcționează. Și acolo, noi suntem în minoritate. Avem șantierul naval la Mangalia. Coreenii conduc, cu siguranță. Banii pleacă în Coreea de Sud. Avem Sidex-ul, care are o dificultate acum. Vorbesc de marile întreprinderi. Nu știu. Trebuie o reindustrializare. Trebuie un... Ne trebuie nou ca stat un program economic național, un program făcut de către oameni responsabili, de către viitorii politicieni responsabili și tehnocrați și oameni care să-și iubească țara. Adică puși pe poziția acolo, nu schimbați după cum se schimbă și politicul. Nu, trebuie un program național de reindustrializare și de salvare a ceea ce mai avem și noi la statul român. Să nu vindem chiar tot, să nu vindem chiar tot. Bine, marfă, Poșta Română. Normal, Poșta Română este cea mai veche instituție a României. Mă gândesc că tot prin acte păi și faptul de cum doamna aia de la ghișeu, că spuneați, domnule, ce așteptați de la oamenii ăștia? Eu tot timpul când mă duc la Poșta Română, intru într-o stare de nervi. E o energie așa negativă acolo, pentru că sunt foarte mulți la coz, ei sunt foarte prost plătiți, s-au restructurat foarte mulți angajați din Poșta Română, deja n-au evoluat și vorbesc de marketing, pentru că avem și alte firme de curierat în România care au apărut și care sunt tot ale lor, dacă vreți dezvoltăm și aici, sunt ale politicienilor și ale oamenilor de afaceri, ale acestor căpușe. Eu cred că este foarte bine pusă la punct distrugerea Poștei Române. Bine, știm că Poșta Română beneficiază, fiind societate națională, și de o infrastructură destul de generoasă, spații foarte generoase. Un manager foarte bun care să lucreze pentru România, pentru Poșta Română, Loteria Română. Vă dați seama, banii pleacă în Grecia. Sunt subiecte grele. Asta înseamnă... Eu cred că totul... Impactul este foarte... Consider că totul pornește... Și am mai spus o vorbă care îmi place mie foarte mult, deși probabil nu sună foarte academic, că peștele de undeva de la cap se strică, să o transform un pic cât de cât într-o exprimare un pic mai academică. Totul pornește de la corupția la nivel înalt, însă va trebui să ieșim pentru pauza de publicitate. Și după această pauză va veni alături de noi și domnul avocat Dumitru Bădrăgan, cu care vom intra foarte acid în problemă și vom vedea, de fapt, manifestările factice și formele juridice, frizând legea pe care oamenii aceștia le aleg, pentru a-și duce la îndeplinire planurile diabolice de a fura țara asta, de a-i fura și temelia. Rămâneți alături de noi, revenim după pauză.